Nu pot să-mi caut de lucru, nu pot să fac nimic. Una și două luni el ne terorizează. Make-up artistul Sabina Cornea rupe tăcerea. Aceasta trăiește de ani de zile un coșmar alături de soțul ei. Sabina Cornea spune că din anul 2020 are parte de un calvar continuu. Este bătută de bărbatul cu care are un copil de doar 5 ani și jumătate. Sabina a făcut publice filmările în care soțul ei o jignea extrem de urât, iar copilul lor îl ruga să nu mai înjure. Tu ești dusă cu capul, frate. Tu ce în capul tău? De ce tu mă ții? Pentru că s-au ofticat că te văd atât de tâmpită! De ce vorbești așa? S-au ofticat, vine să mă zgârii pe ochi. De ce mi-s tâmpită? Când te văd așa retardată. De ce mi-s tâmpită? Nu știi, pentru că nu știi să porți cu copilul, mă. Și ce te-am făcut? Serios, mă? Ai puiul de mama? Pentru ce, mă? Ce vorbești, mă? Cum vorbești, mă, așa cu copilul? Vorbești copil mare, așa cum vorbești. Tu ești foarte rău. Scenele de cruzime și episoadele sângeroase s-au petrecut de cele mai multe ori sub ochii copilului, care, spune make-up artistul, își implora tatăl să se oprească. Sabina Cornea spune printre lacrimi că de multe ori copilul i-a salvat viața și a fost ca un paravan în fața furiei soțului ei, fiindu-i înger păzitor. Este copilul, v-a salvat. Da, și m-a dat un pumn în cap, m-a sucit mâna să ia copilul de la mine și ia telefonul și îmi dă cu telefonul în cap, îmi sparge capul. Dintr-o dată simt tot fierbinte pe față. Eu nu știu că m-a spart capul. Doar am simțit cald pe față și copilul spune, moare mama, moare mama. Dacă mă gândesc, asta a fost anul trecut, acum 4 iulie, exact, că refac filmul. Și copilul se aude pe filmare când spune, dar nu mai dai în mama. Adică îi spune că vine la el, dar nu mai dai în mama. Și el zice, nu, că nu dau, nu știu, și ia copilul și telefonul și îmi sparge capul. Și eu repede merg la baie, pentru că copilul spune, moare mama, moare mama, era lumina aprinsă în baie, se vedea. Și am mers repede la baie, când m-am văzut fața plină de sânge, dar el o aruncat telefonul și după aia l-a aruncat. Sabina Cornea și-a filmat soțul după ce spune aceasta a trăit clipe greu de imaginat alături de el. Deși acesta a avut mai multe ordine de protecție, le-a încălcat pe toate, spune make-up artistul, și nu de puține ori bărbatul o amenința cu moartea. Vrei să arăt ceva? Ce? Cum plângi? La comandă. Lasă, nu faci copilul să plângi. Băi, tu vorbesc cu tine? Eu vorbesc cu tine acum? De ce te bagi cu vorba? Tu acum de ce vorbești de mine? M-am dat de ce vorbești? Nu înțeleg de ce tu vorbești. Dacă zici ceva inteligent vorbești, dacă nu tac ce... Nu mai spune... Țip la noi și... Vorbește inteligent, dacă vorbești, spune ceva inteligent, dacă nu taci. Sabina Cornea va reveni cu informații cutremurătoare din iadul pe care l-a trăit în ultimii ani de căsnicie.